Imediat ce s-a trecut la examinarea plângerii judecătoarei Berdilo, președintele CSJ, Ion Druță, și-a declarat abținere din motiv că el a fost unul din magistrații CSJ care i-a menținut hotărârea. Ulterior, cererea a fost discutată după uși închise, fără presă. Deliberările au durat aproape 15 minute, iar hotărârea a fost citită în 10 secunde. A considera inadmisibilă orice presiune exterioară asupra judecătorilor prin exercitarea rolului de garant al drepturilor și libertăților omului. Rugat să explice ce fel de presiune au fost exercitate asupra magistratei Berdilo și cine anume l-a exercitat, Micu a evitat întrebarea, spunând că hotărârea motivată va fi publicată pe pagina CSM. A fost, așa se poate de spus, un atac asupra ei personale și asupra membrilor familiei, în sensul dat că a fost înjuriată sau, mai bine spus, a fost făcută, nu vreau să spun cuvintele, că nu este frumos. Mai mult, șeful CSM s-a arătat iritat de insistența reporterilor. Accesați, vă rog, Rodica Berdilo internet și citiți toate comentariile. Nu știți cine au fost făcute, de persoane private, de persoane juridice sau persoane, și o să vă dați seama care este, în ce constă. Nu mai întrebați de trei ori întrebarea dată. Șeful CSM spune că inspecția judiciară, care de astfel se subordonează Consiliului Superior al Magistraturii, examinează deja sesizarea depusă de secretarul de stat Nicolae Eșanu în privința modului în care Berdilo a examinat dosarul privind validarea alegerilor locale. Dacă se va constata prin de către inspecția judiciară că într-adevăr s-au încălcat unele mai bine spus temeiuri care ar putea servi ca răspundere disciplinară, este una, dacă nu se vor constata, asta este situația. Micu a precizat că inspecția judiciară nu este o instanță și nu poate anula o hotărâre. Judecătoarea Rodica Berdilo s-a adresat la CSM după ce decizia ei, prin care a invalidat alegerile locale câștigate de Andrei Năstase, a generat mai multe reacții negative din partea internauților. Ea spune că i-a fost pătată demnitatea și onoarea ei și a familiei sale. Curtea de apel și Curtea Supremă de Justiție i-au menținut decizia, fapt ce a generat proteste și reacții dure din partea opoziției, a partenerilor externi și a societății civile.